Un pasager român a amenințat că aruncă în aer un avion în care se aflau peste 170 de persoane. Aeronava tocmai decola de la Roma spre Iași. Alertă cu bombă la bordul unei aeronave care urma să decoleze sâmbătă seara de la Roma spre Iași. Un pasager român a amenințat că va arunca în aer avionul în care se aflau peste 170 de persoane. Echipajul a oprit manevrele de decolare, iar la bordul avionului a urcat forțele de ordine care l-au dat jos din aeronavă pe bărbat. Alarma s-a dat sâmbătă seara în jurul orei 21, chiar înaintea decolării avionului care trebuia să ajungă la aeroportul din Iași, potrivit știrile ProTV.ro, citat de Antena 3. În avion se aflau 176 de călători, împreună cu membrii echipajului. În cele din urmă, aeronava a ajuns la Iași în siguranță cu o întârziere de 90 de minute.